Sărbătoarea Coroanei la noi în sat este una dintre cele mai frumoase sărbători pe care toată lumea o așteaptă cu bucurie, mai ales copiii, dar și oamenii mari. Este o sărbătoare săsească care se sărbătorește de Sfântul Petru și Pavel, doi bărbați destoinici din Biblie, și întotdeauna în ziua de această ziua sărbătorii de Petru și Pavel sau prima duminică după această sărbătoare, este o mare festivitate în sat în care băieții de la Biserica Evanghelică împreună cu câțiva bărbați se duc în pădure, aduc un pom înalt de 15-20 de metri, îl aduc în sat, îl curăță și fac o groapă în pământ unde îl bagă ca să-l ridice, să ridice un stâlp înalt pe care urmează să urce unul dintre ei. O zi înainte de această sărbătoare, băieții se adună și încearcă să urce pe stâlpul care deja l-au ridicat. Încearcă mai mulți, reușesc foarte puțini, dar cel care reușește cel mai bine să urce va fi cel ales ca să urce exact în ziua de sărbătoare, în ziua următoare. În aceeași zi, femeile se întrunesc și ele, se organizează, culeg fiecare flori din curtea proprie sau de pe câmp, dar cele mai multe flori sunt de la ele, din grădini, fac buchețele și aranjează un ornament foarte frumos, o coroană care vine așezată în vârful stâlpului. Băiatul care reușește să ajungă până sus în ziua sărbătorii urcă și acolo sus, pe coroana aceea, se așează și are o plasă cu dulciuri și are și el un cadou, de obicei o sticlă cu o băutură mai scumpă, aia e pentru el, dulciuri pentru copii. În ziua sărbătorii, toți, sau majoritatea oamenilor din sat, majoritatea sașilor, se îmbracă cu un costum popular și vin la această sărbătoare. Tinerii, fete, băieți sau chiar familii tinere căsătorite, pleacă din curtea parohială îmbrăcați în costumele populare spre stâlpul care l-au ridicat deja cu o zi înainte. Acolo, călăuzit sau de o fanfară care merge înaintea lor, merg cu muzică, ajung acolo, fac un cerc mare în jurul stâlpului, băiatul ales, am zis că urcă pe stâlp, aruncă, le spune ceva oamenilor, spune despre ce înseamnă această sărbătoare și aruncă dulciuri copiilor, care este cea mai mare bucurie pentru copii. Pe lângă dulciuri, niciodată n-au lipsit și cocoloșii, care știm toți că sau popcorn, cum spunem în zilele astea. Erau nelipsiți, pentru că înainte nu erau așa multe dulciuri ca acum. Acum sunt și una și alta.